Bună dimineața, stimați agricultori, agenți economici care îți desfășoară activitatea în sectorul zootehnic. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare vine cu un comunicat de presă privind lansarea apelului 3 de plăți directe în sectorul zootehnic. În temeiul legii numărul 71 din 2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural și regulamentului privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural, aprobat prin hotărârea de guvern numărul 492 din 2023, la data de 11 iulie 2024, în baza ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare numărul 95 din 2024, va fi lansat apelul 3 de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru următoarele măsuri. Măsura 1, plăți directe pe cap de animal, bovine. Sub măsura 1.1, junci peste 3 luni. Sub măsura 1.2, junci peste 12 luni. Măsura 2, plăți directe pe cap de animal, ovine. Sub măsura 2.3, mioare peste 3 luni. Măsura 3, plăți directe pe cap de animal, caprine. Sub măsura 3.2, căprițe peste 3 luni. Măsura 4, plăți directe pe cap de animal, cabaline. Sub măsura 4.1, iepe sau armăsari. Sub măsura 4.1, mânze. Măsura 1, plăți directe pe kilogram de lapte. Sub măsura 1.1, lapte de vacă. Sub măsura 1.2, lapte de oaie. Sub măsura 1.3, lapte de capre. Cererile de solicitare a plăților directe pentru măsurile pe cap de animal se depun în perioada din 11 iulie 2024 până pe 13 septembrie 2024 inclusiv, iar cererile de solicitare a plăților directe pentru măsura pe kilogram de produs, lapte de vaci, oi, capre, se depun în perioada din 11 iulie 2024 până în 23 august 2024. Stimați agricultori, agenți economici care activează în sectorul zootehnic, vă îndemnăm ca în perioadele sus enunțate să depuneți cererile pentru a beneficia de aceste subvenții și pentru a dezvolta sectorul zootehnic. Cum ofer cuvântul directorul general adjunct a Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, doamnei Coșaluc. Stimați audient, bună dimineața! Așa cum a anunțat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, și în acest an se anunță apel pentru recepționarea cererilor pentru ca crescătorii de animale să beneficieze de plăți directe. Devine o tradiție când în fiecare an Ministerul anunță sau rezervează surse financiare pentru a achita aceste subvenții. Astfel că în acest an, cum a anunțat domnul secretar de stat, venim și cu o măsură nouă care este lansată în premieră, anume achitarea plăților directe pentru kilogramul de lapte de ovine și caprine. Cine sunt eligibili pentru a beneficia de plăți directe pentru sectorul zootehnic, fiindcă ele se divizează în două, pe cap de animal și pentru kilogram de produs, le voi separa pentru a fi cât mai clar. Astfel că, pentru cap de animal, sunt eligibili crescătorii de animale care au înregistrată exploatația zootehnică, în care animalele sunt înregistrate conform legii 231 de identificare și transabilitate a animalelor și care animalele sunt asigurate. Nu uităm că sunt eligibile spre plată, așa cum am enunțat domnul secretar de stat, juncile, mioarele, căprițele și cabalinele care în anul 2023 au fost subvenționate pentru prima dată. Pentru kilogramul de produs sunt acceptate spre depunerea a dosarelor și achitarea plăților pentru laptele de bovină, ovină și caprină. Este important să fie menținute aceleași criterii de eligibilitate, la care se mai adaugă și demonstrarea obținerii producției și livrarea acesteia către fie un procesator sau procesarea acestei entitate. Astfel că crescătorii de bovine cunosc că facturile care se prezintă la agenție trebuie să fie identificate în kilogram lapte, în caz contrar ele vor fi declarate ca nule, nu vor fi acceptate, de aceea atenționăm și crescătorii de ovine și caprine să aibă aceste documente în normă.
Domnul secretar a menționat despre perioada de depunere. Încurajăm toți cei care sunt interesați de acest mecanism de plată să se adreseze către direcțiile teritoriale ale agenției în raza în care își desfășoară activitatea. Toate actele relevante sunt plasate deja pe site-ul agenției și se încurajează ca să fie depuse în termenii care sunt anunțați în apel. Vreau să fac o retrospectivă a plăților directe care sunt alocate pentru sectorul zootehnic. Cunoaștem că acest mecanism a fost dezvoltat în premieră și implementat în anul 2021. Astfel că, dacă să facem o retrospectivă a numărului de animale, și o să mă refer doar la bovine, care se aflau în acea perioadă în entitățile economice sau în ferme, 5100 de vaci mâncătoare, atunci, chiar imediat după primul apel, noi am văzut o creștere de 2,6 ori a numărului de animale ce au fost subvenționate și vorbim despre peste 13.600 de capete și cu o creștere de 3,4 ori în anul 2022 peste 17.400 de bovine care sunt mulgătoare. A fost îmbucurător și creșterea numărului sau cantității de lapte care s-au obținut în rezultatul subvenționării acestea. Dacă în anul 2022, conform datelor Biroului Național de Statistică, au fost declarate 29.000 de tone de lapte, atunci în anul 2023, pe parcursul anului 2023, urmarea datelor care le avem de la crescătorii de animale, avem o cantitate de peste 42.000 de tone de lapte de bovină subvenționată. Ne dăm foarte bine seama că aceste plăți care au fost țintit orientate către crescătorii de animale aduc și rezultate vizibile în dezvoltarea sectorului zootehnic. Ori, aceasta denotă că politicile ministerului sunt corect orientate și sunt gândite anume pentru crescătorii de animale, astfel că să poată obține subvențiile și să aducă rezultate în acest sector. Încă o dată am să repet, avem o perioadă nu foarte mare, către 13 septembrie sunt recepționate dosarele pentru cap de animal, iar către 23 august avem recepționarea dosarelor pentru kilogramul de lapte, fie de vacă, fie de ovină sau caprină și pe această cale încurajăm crescătorii de animale să adreseze către oficii pentru a fi depuse dosarele și să procedem și la achitarea în termen cât mai proxim acestora către crescători. Vă mulțumesc!